Temele abordate de universitarii români și chinezi s-au referit la criza globală, detectarea terenurilor agricole abandonate sau studiile tehnice superioare în Uniunea Europeană. Au participat studenți și profesori de la Academia Militară Economică din Wuhan, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnică din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. A fost stabilit un calendar precis al întâlnirilor științifice româno-chineze pentru perioada următoare. Anual se va organiza câte o conferință într-un an în România, la Universitatea Politehnică din Timișoara, eventual la Facultatea de Inginerie Hunedoara, anul următor în localitatea din China. Conferințele acestea vor realiza o legătură între cadrele didactice de la cele două universități, vor permite și studenților să facă niște vizite de lucru. Reuniunea științifică de la Hunedoara este urmarea unui schimb de experiență organizat de partea chineză. Titulatura oficială a reuniunii, Conferința Internațională în Domeniul Științelor Aplicate, ediția a doua, își găsește și o susținere simbolică, prin chiar rolul extrem de concret pe care Academia Chineză îl are pentru structurile militare. I-am cunoscut pe colegii noștri chinezi la ei acasă. Vă asigur că e vorba de cea mai înaltă reprezentare a școlii de șefi a armatei chineze. Oamenii aceștia care sunt foarte prietenoși, foarte ospitalieri și foarte atașați de poporul român, ne cunosc pentru că ne-au văzut filmele, ne cunosc pentru că ne ascultă muzica, ne-au citit sufletul. Noi românii suntem absolut inconștienți că nu valorificăm această extraordinară șansă de a avea la mii de kilometri distanță un prieten cum este poporul chinez. Reprezentanții delegației chineze au prezentat la Hunedoara Academia Asiatică, afirmând că este una dintre primele cu profil militar economic din această țară, având aproximativ 10.000 de studenți.